și aventurilor magice cu Hey Babies. Bebelușii au talent. Bine ați venit la prima ediție a concursului Bebelușii au talent. Oare cine va lua acasă marele trofeu? Haideți, fetelor, vă rog, fiecare pe poziții. Dabă, hocus pocus. Faceți loc pentru talent, fetelor? Nala, nu te grăbi. Este rândul lui Doti. Nu este nicio problemă, nu mă supăr. Să înceapă concursul! Faimosul nostru juriu pentru anul acesta. Katie, cea prietenoasă! Fifi, cea determinată! Și Lady, cea pe jumătate adormită. Haideți să vedem primul concurent! Sunt pregătită! Hei, este rândul lui Doti! Este în ordine, lasă pe Nala să meargă. Poți merge dacă vrei. Încetați, voi merge ba, eu. Nu, eu. Scuze, fetelor, este timpul ca toată lumea să-mi vadă talentul. Hei, hei, vino aici, nu este rândul tău. Ascultați, nu ați mai auzit niciodată așa ceva. Wow. În viața voastră. Mulțumim, Nala! Ai avut dreptate! Nu s-a mai auzit așa ceva? Așteptat, niciodată! Mai știu unul! Următorul! Du-te tu! Mulțumesc, Doti! Se va întoarce. Șol, trebuie să continue. Să vină încă un talent. Eu lasă-mă pe mine. Dar Cani. Asta chiar este interesant. Prăjituri picante? Ediția aceasta are absolut... Uite tu la mine cum cânt! Cine este următorul? Ce ne trebuie acum este puțină magie. Abracadabra! Iar acum mingea va dispărea. Abracadabra? Lia s-a întors! Am totul sub control! Pa! Dispărea! Mingea a dispărut! În cele din urmă! Acum ce ziceți de niște căpșuni? Voi reuși de data! Admirabil! Ele încă continuă! Știți ceva? Eu renunț! Mai urmează vreun concurent? Ei bine, dacă nu mai avem niciun concurent, premiul merge la... I know that we'll be friends forever. Come, take my hand through the stormy weather. Cheers!
Oh, nu a sosit încă. Abia aștept să ajungă aici. Ar fi trebuit să ajungă până acum. O să vezi, este ceva extraordinar. Yay! A ajuns! În sfârșit a ajuns! Super! Abia așteptam! Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Este super roboțelul stropitoare Drainy! Wow! Este foarte tare, nu? Mă va ajuta să-mi ud grădinița cu legume. Dar ce drăguț! Oh! Ce sunt desenele acestea? Să vedem! Pare ar fi instrucțiuni, dar eu nu înțeleg nimic. Da, nici eu. Sunt sigură că Nala și Lia ne pot ajuta. Să mergem să le vizităm. Poftim, eu o să stau cu Lady. Să nu o atingi. Știu cum faci tu. Ok. Au! Ouch! I-am stricat roboțelul lui Katie. Dacă las așa, nu va părea stricat. Uite ce ai făcut, roboțelul meu! Cani, ai fost tu? Doar l-am atins puțin. Chiar nu am realizat. Îmi pare rău, Katie. Chiar îmi pare rău. Va trebui să-l repar. Aveți grijă! Au! Ajutor! Roboțelul a luat o razna! Oh! Înapoi! Ce tare! Am suzeta aurie! Roboțelul. Poftim? Îmi pare rău, Katie. Îmi pare rău, Connie. Nu știu de ce am mințit. Îmi pare rău. Chiar îmi pare rău. Dar îmi poți spune lucrurile acestea? Nu mă supăr. Da, ai fost foarte curajoasă. Sunt sigură că n-a fost cu intenție. Ne-ai salvat pe toate. Iar aceea a fost o săritură incredibilă. Deci nu te-ai supărat? Sigur că nu! Este doar un roboțel. Super Drainy! Wow! Uitați-vă aici! Wow! Formidabil! Uitați-vă aici! Yay! Yupi! Ha! Știi ce? Nu este stricat? Am comandat roboțelul fântână, nu roboțelul stropitoare. Să fim atentă data viitoare. Ei, fetelor, și vă promit că nu o să mai ating butoanele. Este cea mai tare grădină din lume. Este rândul meu să sar pe roșie. Bagheta magică. 1, 2, 3,
4, 5, Lisa, din! Nu pot fi prea departe, te voi găsi! Să vedem, aici, nu, pe aici, nu. Te-am prins! Din aici, Lisa, te-am găsit! Nu te poți ascunde din nou! Nu trișa acum! Lisa, unde ești? Lisa? Wow! Wow, ce frumos! Ha? Ce este cartea asta? Lumea fantasy? Nu o să se deschidă! Lisa! Wow! Uite ce am găsit! O baghetă! Ce s-a întâmplat? Este o baghetă magică! Mai bună decât a mea! Ha? Lisa, ce s-a întâmplat cu tine? Wow! Chiar este magică! Hai să încercăm! Ar trebui să le împărțim? Da! Jumătate pentru tine, jumătate pentru mine! Mi-ai mâncat prăjitura! Ba nu, nu am mâncat-o! Ai fost tu! Minți, îmi vreau prăjitura! Nu mint! Șș! Am câștigat! Imposibil! Piesa aceasta nu era aici! Ai trișat! Tu spui că am trișat? Eu? Nu mă mai joc! Adu mingea, spot! Haide, încă o dată! Ești amuzantă, Spot! Uite ce ai făcut! Știam eu! Acum înțelegem totul! Ai fost tu! Din cauza ta, nu am primit prăjitură! Îmi pare rău, nu am făcut-o cu intenție! Nu credeți că este amuzant? Poate pentru tine! Este adevărat! Nu este frumos să pierzi, știi? Sau să fii murdărită cu prăjitură! Am plecat! Și eu! Vă rog, nu plecați! Era doar un joc! Am o baghetă magică! Priviți! Știu! Ai încredere, Lisa! Aici! Vreau să-mi cer scuze! Am vrut doar să încerc bagheta mea magică! Ne pare rău că ne-am supărat! Știm că tu ai o inimă bună! Wow, ce prăjitură mare! Super tablă de șah! Mulțumim, Lala! Acum este distractiv! Așteptați să vedeți ce pot face cu bagheta mea magică! Ha? Era chiar aici! Și Lisa? A văzut-o cineva pe Lisa? Lisa! Constelația ascunsă, partea 1.
acolo, Wendy? Caut o constelație. Arată ca o stea albastră. Vreau și eu să fac asta. Pot să te ajut? Sigur, hai de sus. La dreapta poți vedea constelația Curcubeu. Super! Ce de culori! Nebula înghețată gravitațională este în stânga. Gravita ce? Oh, nu contează. Pot vedea luna! Ce? Dar nu pot vedea constelația Stea Albastră. Știu, nici eu. Este singura constelație pe care nu am desenat-o. Este atât de departe încât nu o poți vedea. Noapte bună, Missy. Voi încerca din nou mâine seară. Ce se aude? Hei, așteaptă! Cred că este mai bine în poziția aceasta. Te-am pozat deja așa. Hei! Hă? Voi știți de unde vine zgomotul acesta? Da, este Missy. Are din nou o idee de a ei grozavă. Missy, deci... Missy, faci foarte mult zgomot, iar eu încerc să dorm. Neața, Wendy! Ține ciocanul puțin, te rog! Ok, dă-mi-l înapoi acum! Gata! Am stat toată noaptea și am lucrat la nava ta spațială! Acum vei putea să-ți găsești ultima ta constelație și putem organiza excursii în spațiu pentru toată lumea! Cred că are nevoie de niște optimizări. Missy, nu pare că va funcționa, dar îți mulțumesc! Ești o prietenă adevărată! Aceasta nu are nevoie de nicio reparație! Privește! Yeah! Are și o carte cu instrucțiuni! Fă-mi o poză aici! Suntem drăguțe? Decoleze! Wendy, nu! Ce faceți aici? Nu știu pe ce am apăsat. Nu mai plângeți, nu mai contează. Toată lumea afară. Sunt un geniu. Missy, ce a fost asta? Wendy, Lena, Lady și Lulu au plecat în spațiu. Oh, serios? Și cum se vor întoarce? Cum se vor întoarce? Păi... Cum se vor întoarce? Ai dreptate, cum se vor întoarce? Un fricoșător lucru. Bine că nu a decolat. Puteam ajunge în spațiu. Este deja noapte afară. Ce repede a trecut ziua. Lena, nu este noapte. Suntem în spațiu! Constelația ascunsă, partea a doua. Ce s-a întâmplat? Wendy, Lena, Lady și Lulu au plecat în spațiu. Într-o navă spațială. Și nu știm cum să le aducem înapoi. Voiam doar ca Wendy să vadă constelația Stea Albastră. Acela este manualul de utilizare.
Trebuie să-l citim. O să aflăm cum să aducem nava spațială înapoi. Dar cum o să le spunem? Ele sunt acolo și noi suntem aici. Sunt sigură că unul din aceste butoane ne va duce acasă. Dar care din ele? Sunt sigură că Missy știe. Dar suntem în jumatea spațiului. Ha? Au! Sigur, telefonul plângăcios. Kitty are o tabletă, nu-i așa? O putem suna. Sunt Lena, Wendy și Lady. M-au sunat pe tabletă. Yay! Bună, ne bucurăm să ne vedem. O să vă aducem înapoi. Cum? Este nava ta spațială. Ce trebuie să facem? Ok, să începem. Nava are butoane colorate. Trebuie să apăsați o combinație ca ea să aterizeze. Este foarte important să le apăsați în același timp. Fiți atente, aveți doar 3 încercări înainte să rămâneți fără combustibil magic. Combinația este roșu-roșu, albastru-verde, roșu-verde, albastru-galben. Ok, am înțeles. Eu apăs roșu, roșu și albastru. Lena apasă verde, roșu și verde. Și Lady apasă albastru și galben. Pregătite? Pregătite pentru Acum! Ce? Acum! Nu, nu, nu! Prima încercare eșuată. Nava s-a întors invers. Lulu, este vina ta. Nu vă faceți griji, mai aveți 2 încercări. Haideți! De data asta nu putem greși. Acum! Dar, unde este? Nu găsesc butonul galben! A doua încercare eșuată. O să mi se facă rău. Oh, nu, mai au doar o încercare. Gata, am găsit. Butonul galben este pe podea. Nu, tableta s-a descărcat. Mi-am petrecut toată dimineața uitându-mă cum să cultiv ceapă. Unde e Missy? Missy, nu te mai aud. Unde este butonul? Oh, nu, s-a întrerupt. Am pierdut conexiunea. Ce este, Lulu? Ha? Budeaua! Este un buton mare galben. Ok, pregătite? Împreună o să reușim. 1, 2 și 3. Nu se vor mai întoarce niciodată. Bucuroase că v-ați întors. Ce s-a întâmplat, Wendy? Am fost atât de aproape de constelația Stea Albastră, dar nu am putut să o văd. Lulu, ce ai acolo? Wow! Wendy, Wendy! Uite-te la pozele mele. Sunt cele pe care le-a făcut Lulu. Nu pot să cred. Este constelația Stea Albastră. De acum încolo, această constelație se va numi Constelația Lulu! Magic Cheers! Wow! Este superb! Priviți stelele căzătoare! Uite, Lulu, constelația ta! Foarte mare, care atunci când se va sparge, să plouă. Dacă erau mai tari, puteai să sari pe ele ca pe un bunei. Acestea sunt foarte moi.
Imposibil de prins. Am găsit soluția. Trebuie să facem un balon perfect. Yeah! Yeah! Știința din spatele balonajelor este foarte complicată. Cu această rețetă vom face balonul perfect. Avem nevoie de apă, săpun și... super mașina de balonaj și... Trini Plus! Wow! 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 Yeah! Ce invenție! Wow! Este gigantic! Și culoarea este minunată! Prima dată trebuie să facem lichidul pentru balonaj. Hei, vreau să dau puțină culoare! Așa vom avea balonașe colorate! Și eu voi adăuga puțin parfum, ca să miroasă frumos! Și eu voi adăuga brioșele mele, ca să fie gustoase! Bă, balonajele nu sunt comestibile. Nu, nu mai adaugă nimeni nimic. Trebuie să urmăm rețeta. Bun, așa, lichidul este gata. Acum toată lumea trebuie să sufle. Hă? Lady, am spus toată lumea. Oh, ok, tu ești șefa. Ok, fetelor, inspirați. Și 1, și 2, și 3. Suflați, suflați, suflați. Mai tare. Până la ultima suflare. Animaluțelor, gata? Aceste baloane sunt mari, dar se sparg imediat. Nu sunt perfecte. Știu ce se întâmplă. Trebuie să adăugăm mai mult săpun. Yeah! 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 Mai mult săpun, mai mult săpun, mai mult. Hei, cred că este prea mult săpun. Niciodată nu este prea mult săpun. Nimeni nu se mișcă de la locul lui. Este foarte periculos. Au adăugat foarte mult săpun și cine știe ce se poate întâmpla. Ce faceți aici? Înapoi la locul vostru. Hei, priviți! Oh. Stați cum? Oh. Ajutor! Balonul acesta nu poate fi spart. Ați spus prea mult săpun. V-am spus să urmăriți rețeta. Credeți că totul este un joc. Și acum uite ce ați făcut. Desigur, un joc. Vă amintiți cum spărgeam balonașele mici? Hă? Jucându-ne! Așteaptă, cutie! Te scoatem noi de acolo! Sunt foarte amețită! Este prea mare! Mă prinde, mă prinde! M-am supărat, dar am făcut un super mega balon. Da, deși am depășit puțin limita. Magic Cheers! Wow! Wow! Ce tare! Uitați-vă la culori! Descoperind o lume nouă! Ha! Oh. Priviți! Aproape am prins-o! Of. Da, da, aproape! Gigi, super aruncare! Prinde-o! Nu râde! Nu am fost eu! Îți arăt eu ție! Au! Huh?
cine este? Ce costum frumos are! Și are și coroniță! Nu atingeți! Este o fantasy! O ce? Am citit despre ele într-o carte! Știu totul despre muntele fantasy! Ha, ha, ha! Tu chiar ești fantastică! Oh! Auci! Săraca de ea! Haideți să o ducem la mine acasă! Ajunge pentru moment. Trebuie să accepți. Nu pot zbura. Hei, învăț. Dar la ce sunt cu adevărat bună? Să opresc timpul. Ha-ha, să oprești timpul? Ce mai putere. Asta este putere. Este chiar bună. Haide, trebuie să o găsim pe Feli. O să te duc eu înapoi. Unde sunt? Ești în Veli. Dar tu cine ești? Sunt Feli. De unde ai venit tu? Din muntele fantasy, prin portal. O, Doamne, chiar s-a lovit la cap. Nu știe ce vorbește. Nu, are dreptate. Este o fantasy. Deci ai puteri? Poți să zbori? Să se dispari? Chiar există un tobogan din nori? Am găsit-o, liniștită ca de obicei. Haide, să mergem! Wow! Nu, stai! Feli, cum pot ajunge la munte? Prin portal! Caută inimioara cu aripioare! Nu vă fi întotdeauna la vedere! Bate din palme de 3 ori, pune-ți mâinile deasupra capului, apoi pe șolduri, sari în față, sari în spate. Cu cât te miști mai repede, cu atât mai repede se va deschide. Și rostește! Un pas aici, unul acolo și portalul către fantasy se va deschide. Wow! Este adevărat! Mă credeți acum? Să mergem către muntele fantasy! Dar cum o să găsim portalul? Vine imediat. Trebuie să-mi iau lucrurile. Toboganul din nori! Oh, privește! Papionul tău! Oh, este un diamant! Imaginit! Avem un safir! Este invizibil! Yay! Ia zboară! Îți mulțumesc că ai avut grijă de mine! Ați văzut acel truc?
Ce am văzut a fost zborul tău nebun. În fiecare zi faci la fel. Trebuie să fii mai atentă. Aproape că m-ai lăsat fără flori și pe mine fără horn. Și m-ai deranjat și pe mine. Credeam că o să le placă zborul meu. Doar creez probleme. Sunt un dezastru. Dar nu o să mai zbor. În felul acesta nu mai deranjez pe nimeni. Nu zbori, aerul se va opri și nimeni nu se va mișca în muntele fantasy. Oh, prinde-mă! Cena, aici! Am bezele de nori la cuptor. Poți supraveghea tu, te rog? Mă întorc într-o clipă. Sigur, dacă auzi vreun sunet, zboară jos și oprește, ok? Da, ha. Mi-am uitat hornul la tine, pot să zbor să mi-l aduci? Nu mai zbor! Te rog, lasă-le la mine acasă. Este vopsea pentru pensulele magice. Trebuie să merg la lac. Mulțumesc! Poftim, încearcă! Arome noi! Ok! Ce trebuia să... Oh, da, hornul! Oh, nu, vopseaua lui Rozi! Pensulele magice! Folosesc înghețata! Ce-am făcut? Bezelele de nori! Este un coșmar! Hornul! Uită-te în jurul tău și îți vei vedea darul. Eu am făcut asta? Nu vezi? Niciodată nu te-ai oprit din zburat. Și când ai făcut tot, totul s-a oprit. Zborul tău face ca lumea să se miște. Avem nevoie de zborul tău. Dar zborul meu provoacă numai probleme și nu mai vrea să deranjez. Nu mai zbor. Nu este așa. Zborul face parte din tine. Trebuie doar să zbor puțin mai atentă. Și gata. Zboară! Mă întorc imediat. Aveți încredere în mine. Yay! Oh, hornul! Mulțumim, Jenna! A fost incredibil! Mi-a lipsit zborul! Fantasy Magic Cheer! Wow! Yay! Wow! Yay! Wow! Yay! Mulțumim pentru Jenna! Și aripile ei! Am nevoie de un pui de somn după toate acestea! Magic tears, lumea prietenii și aventurilor magice. Cry babies, fantasy. Misterul susetei fermecate. Scut! Cățelușii cu minți nu latră noaptea.
Ce văd ochii? Am halucinații? Este reală! Nu aveți idee ce noapte groaznică am avut! Nu am putut să dorm deloc! Dar săgetele de diamant nu există! Este imposibil! Mai ales unele zburătoare! Poate a fost doar un vis! Nu a fost! Am văzut-o zburând pe fereastră! Nu-i așa, Spot? Este foarte suspect! Haide, Spot, recunoaște! Ce-ai făcut cu săgeta de diamant? Nu a fost, Spot! Doti spune adevărul! Sunt fantasy! Și eu cred că el știu ceva. Sigur că știm! Doti a avut o întâlnire cu o săgetă de diamant bântuită. Vedeți? V-am spus că nu mint! Legenda spune: săgeta de diamant apare odată la 100 de ani. O fantomă foarte rea trăiește înăuntrul ei. Doar bireoșele o pot speria. O săgetă bântuită? Sună înfricoșător! O să fac multe brioșe. Bebelușelor, nu vă speriați! Este un mister aici și detectiva Cami este pregătită să-l rezolve. Dacă fantoma aceea se va întoarce, vom fi împreună și nimeni nu ne va putea învinge. Încă nu cred niciun cuvânt. Și fantomele nu există. Și voi afla asta datorită acestui costum. Hei, nu te culca, somnoroasă! Am pregătit niște biberoane și multe brioșe ca să ne protejeze. Mulțumesc, Cani! Fetelor, nu sunt de mâncat! Sunt pentru a speria fantomele! Este delicios! Nici nu mai este frică! Este în spatele meu, nu-i așa? Ajutor! Oh, nu! Brioșele mele nu o sperie! Sunt delicioase! Dar nu trebuia ca fantoma să se sperie de brioșe! Au crezut toată povestea și noi le mâncăm brioșele. Trebuia să vedeți fața lui Doti când a văzut săgeta de diamant. Aha, acum înțeleg totul. Aceste mici fantome vor prăjiturile lui Cami. Să le întoarcem farsa. Păi o să merg în veli să mai aduc. Da, vreau cu căpșuni. Și eu vreau cu ciocolată. Acum! Luați-vă brioșele, fantome, glumețe. Au! Oh, nu! Învinse de brioșe. Asta cu siguranță este o legendă. Ne veți ierta? A fost doar o glumă. Poftim, îți dau suzeta mea de diamant. Îți mulțumesc, dar a fost distractiv. Îmi place să investighez. Mai multe brioșe? Priviți această lacrimă albastră! Fantasy Magic Tears! Este timpul să ne bem ceaiul. Sunt gata brioșele. Sunt la cuptor. Mai iau câteva minute.
Penny va adora noul meu set. Nu-i așa că este frumos? A? Vin imediat! Gigi este aici! Haide! Este timpul pentru repede! O să mergem cu cortul! Este un loc super! Cu mure uriașe! Da! Să mergem la iarbă verde! Ha? Cum rămâne cu ceaiul meu? Cutie, scoate brioșele de la cuptor! Mergem cu cortul! O să fie distractiv! O să-ți placă! Nu-mi place la iarbă verde! Oh! Hei, ați văzut-o pe Cutie? Este perfect! L-am fixat în pământ și am terminat! Ha! Dar unde mergi cu toate acestea? Este doar strictul necesar! Nu te vor ajuta la iarbă verde? Busola mea te poate ajuta! Nefolositoare! Lady Gigi! Am plecat la cules de mure! Haide, Lady! O să te distrezi! Ah! Pen! Unde ești, Pen? Pen! Oh, ai văzut ce mari sunt? Un pariu că sunt otrăvitoare. N-o să culeg. Anunțați-mă când terminați. Nu poți dormi acum? Trebuie să stăm grupate. Este foarte important să stăm aproape, să nu ne pierdem. Este incredibil. Lady, nu-ți fie frică? Nu mi-e frică. Căutam mure. Sigur, trebuie să mergem. Se întunecă. Știu drumul de întoarcere. Am busola mea. Busola este enervantă. Mă descurc și singură. Ce s-a auzit? Ai grijă, Lady! Chiar trebuie să fac eu totul. Wow, a fost incredibil. Haide, mergem pe aici. Nu, pe aici, urmează-mă. Oh, mi-este foarte foame. Mi-aș da parfumul pentru o brioșă de-a lui Cani. Cât mai avem? Îmi e foame! Gigi! Lady! Yay! Îți mulțumesc și busolii tale! M-ați salvat! Recunosc, chiar m-am speriat! Și mulțumită parfumului tău! Am făcut o echipă bună în final, nu-i așa? Verde. Ne mai lipsesc brioșele tale, Cani. Da, dar nu știu unde este Cutie. În sfârșit! Cutie, Pen, sunteți cele mai tari! Da, și ieșirile la iarbă verde nu sunt așa de rele. Mulțumesc, fetelor! Traducătorul de animăluțe. Ți-am spus că
Lua este formidabilă. De ce râdeți? Lua spune cele mai bune glume din Valea Biberoanelor. Wow, vreau să râd și eu. Și eu. Dar nu înțeleg nimic. Nici eu. Vrem să o înțelegem și noi pe Lua. Potoliți-vă, fetelor. A venit timpul să o cunoașteți pe ghicitoarea noastră. Tina! Oh, vă așteptam. Cu ce vă pot ajuta? Vrem ca... Nu-mi spuneți. Vrem să o putem înțelege pe Lua. Vreți să o înțelegeți pe Lua? Am exact ce vă trebuie. Asta nu, asta nu. Aha! Am găsit! Casca pentru cuvinte. Wow, îmi place acest nume. Și aceste mici cristale sunt minunate. Să o testăm. Haide, Lua, spune-ne o glumă. Unde? Fetele spun că sunt oaie pentru că nu pot vorbi. Este foarte bună. Hei, Lucy, de ce nu o lași să stea peste weekend? Te rog, te rog, te rog. Ok, bine. De ce nu se usucă oceanul? Pentru că nu are prosop. Este foarte bună. Ești foarte comică. Pot să fac mai multe lucruri. Sunt un marțian. Am venit să invadez planeta. Aveți grijă, pământenilor. Suntem geaba. Bip, bip, bip. Sunt un domn cu mustață. Lua, ești cel mai amuzant lucru pe care l-am văzut. Pentru că ești așa de amuzantă, îți dau stea căsătoare de înghețată. Și eu îți dau balonașe danzătoare. Și eu îți ofer o ploaie de sclipici. Lua, 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 Lua. Lua, plecăm. Dă-ți casca jos. Nu vreau, trebuie să exersez. Date comedie acum. Ești un ce? Vrem ca ea să mai rămână câteva zile. Este foarte amuzantă. Dar trebuie să se întoarcă acasă. Oh, Lucy, nu fi rea. Lasă să se mai joace puțin. Ok, bine. Încearcă să-mi lipsești puțin, bine? Permite-mi să o prezint pe... Superstar Lua! Și de relaxare. Te așteaptă la Marele Copac. Dar mă juca. Haide, te joci altă dată. Yay! Vor să te vadă la norul de bumbac. Unde este Lua? Trebuie să o găsim. Când se termină gluma cu pompierul? Nu mai vreau să fac asta. Vreau să merg acasă. Aici este! Lua, 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 Lua. Încă o glumă, te rugăm. Robotul Lua. Am simțit că ceva nu este în regulă. Nu vreau să mai spun glume. Vreau să merg acasă cu tine. Oh, am fost prea insistente, nu-i așa? Dar ești foarte amuzantă. Ne-am petrecut toată ziua cu tine. Dă-mi voie să-i dau casca jos. Spune că va reveni în altă zi. Vrea să doarmă acum. Lucy, îți promit că data viitoare vom avea foarte multă grijă de Lua. Magic Cheers! Wow! Wow! Știu o glumă foarte bună. Cry babies, magic tears. Lumea prinde mie și aventurilor magice.
plânge, cry babies. Crystal este bolnavă. Trebuie să fie aici. Crystal spunea mereu că are o casă specială. Ei bine, pentru mine arată toate la fel. Bună, fetelor! Știi cumva unde locuiește Crystal? Vrem să o vizităm pentru că este bolnavă. Sigur! Să mergem împreună. Casa ei este puțin mai la deal. Taram! Este super! Îmi place! Este ca un cristal! Bună! Crystal este acasă? Crystal, ce faci? Ți-am adus un cadou. Mulțumesc! Cu toate că acum nu presimt că aș înnota. Să-ți luăm temperatura. Ai febră! Cu un prosop umed, febra va trece. Bum, bum, bum. Inima îți bate cu 100 de bătăi pe oră. Wow, ce de bubițe! Arăți ca o paelia. Are nevoie de o injecție. Nu, nu, mă simt mai bine. Hei, ce caută o maimuță aici? Maimuță? Eu nu văd nicio maimuță. Îmi dai o nucă de cocos din acel palmier? Maimuțico, dă-mi o nucă de cocos. Dă-te jos de acolo, ce faci? Are temperatură. Delirează și are pupițe. Este febra zăpezii. Nu trebuie să ne facem griji. În 2 ore totul va fi în regulă. Lua-o cumva în casă? Nu, se topește acoperișul. Oh, îți mulțumesc, maimuțico. Crystal are temperatură. Trebuie să se vindece sau casa ei se va topi. Am încercat totul. Trebuie să așteptăm până se face bine. Nu vă panicați, o să-i prepar de grabă un ceai. Sunt sigură că se va simți mai bine. Aveți alte idei? Și dacă... Nu, nu am nicio idee. Să o așezăm jos. Ce-ar fi să suflăm toate? Ce mai multe prietenoase! O să vezi, este ceaiul tău special. Vindecă toate bolile. Mulțumesc pentru cocos, maimuțico. Ceaiul este prea fierbinte. Trebuie să răcim casa acum. Oh, știu! Îl folosesc la sania mea ca să mergem mai repede. Îmi pare că funcționează. Nu vreau să mă dau un carusel acum. Sunt amețită. Casa se topește chiar și cu ventilator. Ce idee bună! Repede! Trebuie să acoperim tot iglul! Sunt foarte obosită! Mă dor până și cornițele! A? Sunteți încă aici! Mulțumesc! Mă simt mai bine! Lasă-mă să verific! Oh, în sfârșit temperatura ta a scăzut. Ce zici de un masaj? Dar de o prăjitură? Sau de o poveste? Nu mai vreau să dorm. Hei, ce este cu această gheață? Ai avut temperatura mare și casa a început să se topească. Așa că am acoperit-o cu gheață. A fost ideea lui Snowy. Oh, dragilor, sunteți geniali. Nu doar ați avut grijă de mine, mi-ați salvat și casa. Magic Cheers! Wow! Este super! Da! Ura! Oh, nu! Oh!
înghețată cu multe arome. Este așa de cald. De ce nu veniți aici? Este foarte răcoritor. Nouă nu ne este cald niciodată. Norii noștri ne păstrează răcoare. Am o idee pentru voi ca să vă răcoriți. Grăbește-te! Creierul meu începe să se prăjească. Brioșa mea este o înghețată. Cărciorul meu! Nu! Nu este delicios? Da! Înghețatele tale sunt foarte ciudate. În muntele fantasy, mereu mâncăm lucruri înghețate. Le plac foarte mult. A mea este delicioasă. Lasă-mă să încerc. E super dulce. Desigur, are gustul brioșelor. Ei bine, aș prefera să aibă gustul lucrurilor. De ce nu combinăm brioșele mele cu înghețata ta? Am făcut o gustare. Dacă le combinăm cu aceste obiecte, o să obținem înghețatele care ne plac. Îmi plac ideile tale! Pălărie și capșuni, pălărișiună! Ciocolată și biberon, ciocoberon! Balon și vanilie, balonilie! Aceste arome sunt foarte originale și te răcoresc imediat. O să o numesc fuziunea fantasy. Haideți! Noi o să pregătim înghețatele și tu le vei împărți. Te rog, adu-mi una la mine acasă. Și la mine una. Și la mine. Să vedem cum o să le livrez pe toate. Am o surpriză pentru tine, Connie. Ok, te poți uita acum. Da! Am făcut câteva modificări căruciorului tău. Acum poți livra înghețata. Da! Înghețată la viteză maximă! Este foarte distractiv să faci înghețată! Înghețată! Înghețată gustoasă! Papuc Nili pentru mine! Să vedem ce gust are cu tobă! Ei bine, o să fac o înghețată cu... cu asta! Ce distractiv! Înghețată! 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 Ei bine, am terminat. Aceasta nu este aroma pe care ți-am cerut-o. Poți să faci mai multă. O porție triplă. Îmi e cald. Connie, când este înghețata gata? Atenție, fetelor! Avem... Ha? Dar ce s-a întâmplat aici? Păi, am rămas fără lucruri. Priviți, a mai rămas acest friz. Nu fugiți! Am nevoie de acel frisbee. Veniți înapoi. Bebelușii vor mai mult înghețată. Ești bine? Ce s-a întâmplat cu Connie? Am obosit-o cerându-i înghețată. Connie a fost bună cu noi. Trebuie să o ajutăm. Să-i facem o surpriză. Ne veți ajuta? Să folosim obiectele noastre preferate și fuziunea fantasy. Transformați-le în înghețată! Wow! Ce de culori! Este foarte mare! Connie, este pentru tine, pentru că ești o prietenă așa de bună! Este cea mai răcoritoare înghețată din lume! Magic Cheer! De înghețată cu autoservire. Cum de nu m-am gândit la asta? Tot cele cu gust de lucruri îmi plac mai mult. Misterul de...
micul. Lasă-mă să te ajut. La dreapta. Doar puțin de. Ce s-a întâmplat? Un monstru! Sunt bine așa? Sunt într-o poziție bună? Unde trebuie să lovesc? Nu înțeleg niciun cuvânt. Parcă ești o trompă de elefant. Oh, nu mă simt prea bine. Ce s-a întâmplat? Petrecerea de Halloween trebuie să înceapă. Este un dovleac zombie! Puțin mai încet! Nu te mai agita așa! Oh, ok, e Bonnie! Ce s-a întâmplat? Te-ai înțepenit? Nu vrea să iasă! Să mergem la petrecere să găsim ajutoare! De altfel, un dovleac este o costumație perfectă! Ești sigură că nu vrei să aștepți până mâine? Monstru? Doti, dacă dai mâna unui monstru, te poate mânca. Nu crezi că exagerezi puțin? Unde fugiți? Nu este un monstru? Priviți! Monstrul plânge! De când plâng monștri? Poate că este adevărat și este Bonnie. V-am spus tot timpul. Capul ei este blocat în dovleac. Îmi pare rău că te-am numit monstru. Te ajut eu, nu-ți face griji. Nu așa, o să o rănești. Știu, dacă mâncăm dovleacul. Dovleac rud, dezgustător. Trebuie să ajutăm toate. Când ajung la 3, 1, 2, 3! S-o facem din nou! Iuhu! În sfârșit, liberă! Lumea prietenișoară.
Wendy reparator. Wendy, uite! O clipă, sunt ocupată cu Luna. Wendy, mă ajut să scap de aici? Ați văzut craterele de pe Luna? Arată ca niște ochi, nu-i așa? Lady! Dă-mi voie! Sunt expertă la legături. Dacă pun asta aici și apoi aici... Auci! Wendy, ajută-ne! Ce faceți? În regulă, o să vă eliberez. Să începem! Este foarte tare! Te face să amețești! O să merg mai tare! Ups! Este un nod pe frânghie! Wendy! Ne poți ajuta? Poți dezlega nodul acesta? Ați văzut cum zâmbește Luna? Auci! Wendy și Luna, ei, este mereu noi. Nici nu ne-a acordat atenție. Nu este o prietenă bună. S-a gândit doar la ea și nu ne-a ajutat. Pot să o chem pe Missy? Nici nu știu de unde să încep. Vrei să te ajut să-l repari? Știi cum? Nu cred că este mai greu decât o diplomă în astrofizică, nu? Volanul se pune deasupra, dar aceea este roata. Ai dreptate. Roata se pune în partea de jos. Câte roți are? 4. Vreți să vă ajut? Da, te rog, îl repar eu. Are nevoie de câteva reparații. Aici și aici. O să-l repar. De asta suntem prietene așa de bune. Ta-dam! Cu plăcere, prieteni. Vă puteți baza pe mine oricând. Ha? Asta vine aici. Asta aici. Și asta... Hei, te pot ajuta? Nu. Este aproape gata. Ha? A ieșit perfect. O să ajut pe prietena mea, Lady. Am nevoie de ajutor să-mi repar mașina. Este oribil. Uite cum a lăsat gardul lui Katie. Lasă-mă pe mine să le adun. Este un dezastru. Încearcă să ne ajute. Dar în felul acesta o să ne blocăm la gard sau la roată. Cineva trebuie să oprească. Lasă-mă să te ajut. Nu e nevoie. Rezolvăm acum. Ajutorul ca să repar lucrurile. Sunt un dezastru. Ei bine, sunt doar pricepută. Putem să le facem împreună când dorești. Și să știi că nu ești un dezastru. Ești un expert în stele și aș vrea să învăț cu tine. Da! Super! În acest fel putem privi luna împreună. Faceți griji, Wendy o să-l repare. Nu! Wow!
foie. Wow! Este strălucitor. Aha. Un diamant fantasy. Wow! O comoară. E bomboană, nu-i așa? Hei! Căutați o comoară. Aici este. Această hartă vă va duce către rubinul uriaș deasupra marelui turcoaz. Legenda marelui explorator Ciupete Jones spune că a fost... În regulă, exploratorilor, să mergem după comoară! Wow! Yeah! Ce drăguță! Coca Noe și o bicicletă și un pat unde să dormi. Ok, să mergem! Este mai bine să rămâneți. Puteți să obosiți. Este o aventură periculoasă. Mergem cu rulota în aventură. Mai repede! Oh, am ajuns deja? Uite-te la case! Sunt foarte frumoase și strălucesc. Trebuie să fac pipi! Haide, Coali, pe acolo! Hei, așteptați-mă! Copacii albaștri și ar fi să ne întoarcem la rulotă. Nici gând, trebuie să găsim drumul corect. Și comoara. I-am găsit! Am găsit copacii albaștri. Crezi? Și indicatorul rotund? Nu este nimic aici. Trebuie să faci 2 pași la dreapta și 2 la stânga. Dreapta, dreapta. Stânga, stânga. Oh, suntem în același loc. Nu este nimic aici. Harta este greșită. Chiar este greu. Nu o să găsim niciodată rubinul sau marele turcoaz. Priviți ce obiect super am găsit. Indicatorul rotund. Yay! Pierdem! Trebuie să urmărim indicatorul. Repede! La rulotă! Coali, nu este rulota ta? Contează. Aproape ați răsturnat rulota și puteați să vă loviți. Am pierdut bila și comoara. Ba nu, priviți! Comoara trebuie să fie acolo. Wow! Este super rubinul deasupra marelui turcoaz. El trebuie să fie. Este așa de frumos. Este minunat. Povestea cu Ciupete Jones? Nu știu, dar aici este foarte liniște. Altă comoară! Încă una! Cry babies, cry babies, magic tears. Lumea prietenii și aventurilor magice. Cry babies! Lena este YouTuber. Uf! Ce faci acolo? Privesc în continuare. Și acum?
Ce se întâmplă? Suntem puțin plictisite. Putem face altceva? Da, știu! Hai să vedem ce fac cei din Valley. Ce este asta? Are frunze și cuvinte. Priviți, care niște jucării. Lasă-mă să văd, lasă-mă să văd. O văd pe Lady. Balonașe colorate. Îmi plac foarte mult. Sunt atât de originale. Ce-ar fi să le vizităm? Da! Priviți, Lena! Ne poți învăța și pe noi lucruri de aici? De aici? Da! Să mișcăm lucruri fără să suflăm. Să facem balonașe spectaculoase. Și să ne jucăm cu cutia cu cuvinte. Mi-ar face plăcere. Dar... Am niște prăjituri în cuptor. Faci prăjituri în cuptor? Fără vreo magie? Putem vedea și noi? Bineînțeles! Știu să fac orice! Vorbiți cu Lena, cea mai faimoasă influențăriță din Valley. Puteți vedea tot ce fac pe canalul meu, Lucrurile Lenei. Puteți învăța totul din videourile mele. Am o mulțime de urmăritori. Urmăritori? Dar nu e nimeni aici. Stați puțin! A spus ceva despre un canal. Poate trebuie să-l punem în apă. Uite, noată ca o rățușcă. Oh, nu! Se pare că nu așa trebuie. Stați puțin, nu știți nimic. Pun pareu că asta merge, ca și cutia cu cuvinte. Încetează! Nu așa se folosește. Poate e unul din lucrurile cu care te joci cu mingea. Acest lucru m-a mușcat! Lena, Lena, Lena! Oh, nu! Lena este prizonieră în cutia asta. Ieși afară, Lena! Ieși de aici! Stați puțin! Uite, Lena știe să danseze! Priviți! Bună, prieteni! Și bine ați venit pe canalul Lenei! Azi ne vom distra cu o carte bună și cu un slime dezgustător. Îl vreau pe cel care arată ca o piruță. Eu vreau cutia cu cuvinte. Lăsați-mă pe mine. Ba nu. Unde a dispărut? Trebuie să fie înăuntru. Lena, ești acolo? Da, aici sunt. Ce faceți cu laptopul meu? Unde sunt videourile mele? Mi le-ați șters? Mi pare rău, Lena. Dar canalul meu, urmăritorii mei, sunt o influențăriță. Știu! Putem face împreună alte videouri și te vom ajuta să-ți recuperezi canalul. Dar trebuie să ne arăți ce este un influencer. Ok, acțiune! Nu așa! Prinde cu cealaltă mână. Era gata să te lovesc cu piluța înghețată. Poftim această piluță de foc, ha? Înghețată! De foc! Hai să vedem! Se face așa! Acum e rândul vostru! Gata și acțiune! Dezgustător! Nu mă atinge! Nu o să mai fiu celebră! Nu mai am urmăritori din cauza voastră! Hei! Care-i problema cu urmăritorii aceștia? Nu ai nevoie de milioane de prieteni pe canalul tău! Ne ai pe noi! Ce vrei mai mult? Urmăritori? Ei bine, acum îi ai! Să urmărim pe Lena! Am cei mai buni prieteni aici lângă mine! Fantasy Magic Cheer! Wow! Urmăriți-o pe Lena! Cealaltă.
un pas aici, unul acolo și portalul Fantasy se va deschide! Trezicerile tinei! Vezi? Da, da! Poți zbura! Ai! Oh, nu! Bine! Am venit să vă invit la festivalul de... La festivalul tău de poezie? Ce tare! Vom veni în grabă! Auci! Ha? Nu o să mă obișnuiesc niciodată cu lumea aceasta! Ha? Babi nu este de aceeași, da? Oare Tina este acasă? Știam că o să vii. Intră! Wow! Intră, Babi, bate palma. Mâine o să recit niște poezii. O să... Și o să le placă tuturor. Trebuie să vin? Dacă nu-l voi privi, n-o să mă pot răsuci. Vezi? Pot face și eu rime. Ne. Ai nevoie de practică. Îmi poți spune dacă va fi mâine vreme bună? Sigur, dar am nevoie de concentrare. 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 Oh, nu! Ai grijă cu apa! Se va uda totul! Apa este periculoasă! A zis apă? Oh, nu! Să mergem! Wow, 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 wow! Dacă îți spun că soarele nu va ieși, te mint, pentru că soarele va străluci! Ha? Este grăbită, dar este emoționată cu premiera! Care îmi vine mai bine? Roz sau roz deschis? Roz deschis! Rozul e simplu, nici vorbă. Rozul deschis e simplu. Unde va fi sfârșitul lumii? Tina a văzut în globul ei multă apă. Totul se va inunda. Inundație? Orică, o să fim inundate. Nu putem părăsi valea pur și simplu. Trebuie să ne pregătim pentru inundație. Ei bine, dacă nu ai o barcă în casă... Asta este! O să construim o barcă mare pentru toți! Aha! Barca ne va salva de inundație. Și dacă va ploua mult, vom face sorți. Da, dar astăzi este recitalul. Și chiar vreau să-mi cânt poeziile. Îmi place casa mea. Nu vreau să o părăsesc. Ce se întâmplă cu voi? Și de ce sunteți în cadă? Trebuie să fie un obicei local. Casele, ploaia, inundația. Ce inundație? Ai văzut foarte multă apă în globul tău și că totul se va inunda. Nici vorbă, a fost Tini care a vărsat sticla. Am spus că soarele va străluci. Serios? Deci nu va veni inundația? Sigur că nu. Da, o să-mi cânt poeziile. Loreta este cea mai tare și dansul este frumos. Lady este ca soare și strălucește foarte tare. Tina este super comică și cântă la tube. Totul zboară. Poeziile sunt frumoase, dar interpretarea nu prea. În final, ai chemat ploaia. Oh, fetelor, ce ploaie! Cry, babies, magic tears.
tears. Lumea prinde mici aventurilor magice. Crybabies. Căutând fluturașii de inimă. Ești pregătită? O să văd în sfârșit fluturașii de inimă. Episodul din Cry File a fost fantastic. Au vorbit despre farfurii zburătoare și marțieni. Hei, unde sunt ceilalți? V-am spus să fiți punctuali, dar tu mereu întârzi. În regulă, dar este singurul moment din an când putem vedea fluturașii de inimă. Nu pot întârzia pentru așa eveniment. Pijamale noi! Sunt superbe! Poză, poză! Sunt pijamalele pentru ocazii speciale. Trebuie să ne grăbim sau o să pierd evenimentul special. Wally, ești în regulă? Nu pot găsi rulota. Și Kao este acolo. Mă așteaptă. Îmi pare rău. Sigur este cineva în Muntele Fantasy care te poate ajuta. Să mergem. Pandy, tu cunoști pădurea foarte bine. Trebuie să o ajuți pe Koali. Eu doar... Vreau să văd fluturașii de inimă. Haide, Pandy. Bine. Dacă ne grăbim și ne grupăm, o să avem timp și de fluturași și de Koali. Unde ai văzut ultima dată rulota? Îmi amintesc. Am parcat-o lângă copaci. Suntem în pădure. Te rog să te concentrezi. Îmi pare rău. Nu am mâncat micul dejun. Hei, Nala! Sunt mere aici. Super! Picnic! Da! Aruncă câteva! Auci! Suzeta de diamant! Cami, povestește-mi despre marțieni. Nu vreau să-mi pătesc noile pijamale. Ei bine, marțienii s-au mișcat și au făcut zgomote ciudate. Și cum i-au găsit pe marțieni? Să găsești farfurii zburătoare este super simplu. Ele lasă urme pe pământ ca acestea și au lumini orbitoare ca acestea. De obicei, se ascund în mijlocul pădurii. Cum este aici? Marțienii! Ai grijă! De ce alergați? Sărăcuța Kao, unde poate fi? Prin urmare, nu o să pot vedea fluturașii de inimă. Marțienii! Marțienii! Auci! Pijamaua mea specială. Ok, am terminat. Nu mai căutăm nimic. Dar Pandy, marțienii o au și pe Kao. Ce marțieni? Nu, nu și nu. Am încercat să ajut, dar voi nu o luați în serios. Merg să vă fluturașii de inimă. Nale este foame, Gigi vrea picnic și acum marțieni. Am încercat să ajut, serios, dar ele sunt foarte dezorganizate. Sunt acolo. Fluturii de inimă sunt după acel buștean. Pen? Pen! Pen! M-ai speriat! Rulota lui Koali. Sărăcuța Kao este foarte speriată. Dar suntem foarte aproape de fluturași. Nu știu ce să fac. Nu mi-este frică de marțieni. Am fugit pentru că și voi ați făcut-o. Marțienii! Aici, Pandy, ai găsit-o pe Kao. Dar cum rămâne cu fluturașii? Tu și Kao sunteți mai importante pentru mine. Vă iubesc foarte mult. Magic Seal! Marțienii nu există. Marțienii! Uite, Pandy, sunt fluturașii de inimă. Sigur, cum de nu mi-am dat seama? Le place să vină după lumină.
drumul, Mica, te rog. Sigur, astăzi este ziua glumelor. Ei bine, nu o să fiu păcălită. Anul acesta voi investiga totul și nimeni nu mă va putea păcăli. Un monstru! Bună, Mica! Uite ce am. Ce frumoasă este! Îți place? Este floarea apei. Vrei să o miroși? Da, da! Ce nume ciudat! Ha? Ziua glumelor! Nu mai vreau să fiu păcălită. Cami, lasă-mă să te servesc un ceai. O să te simți mai bine. Bine, dar dacă este o altă glumă, te avertizez, nu o să țină. O să-ți placă. Miroase bine. Vrei să facem schimb? Să fiu sigură. Sigur. Așează-te. Așează-te și bea-ți ceaiul. Ziua glumelor. Am terminat. Nu mai pot să am încredere în nimeni. Trebuie să merg în pădure singură și să fiu lăsată în pace. Ce glumă ne-a făcut Lucy și Lua. Nu suntem în siguranță nici aici. Nu știm ce glumă ne mai așteaptă. Deși știu pe cineva care ne poate spune. Tina, te rog! Trebuie să știu ce glumă ne vor face. Poți întreba cutia destinului despre asta. Cutie, vreau să știu. Ziua glumelor! Scuze, scuze, n-am putut rezista. Scuze, scuze, n-am putut rezista. Spune-mi ce glumă mă așteaptă. Ok, doar una. Dar nu știu exact. Știu doar că se face cu baloane. Baloane? Ha, o să fiu atentă la asta. Mulțumesc! Haide, Mica! Aha, un balon. Nu ne vor mai păcăli de data asta. Aha, te-am prins. Hei, mi-ai spart balonul uriaș. Fugi, Mica, fugi. Unde ești? Te voi găsi. Acolo, acolo. Alt balon. Lumea este a mea, a mea. Te-am prins. Vrei să te joci? Lumea poate fi a ta. Imposibil, suntem într-o misiune secretă. Ha? Acestea sunt. Sunt baloanele pentru glumă. Ha? Suntem la carnaval? Să mergem! Perfect! Glumă blocată! Surpriză! La mulți ani, Wendy! La mulți ani, Wendy! Voiați să ne faceți o glumă, nu? Oh, mulțumesc, prieteni! Nu mă așteptam! Oh, ce s-a întâmplat? Cami, ai stricat ziua lui Wendy! Voiam o petrecere cu baloane! Am crezut că este o glumă! N-am vrut să-ți stric ziua! Îți promit, nu o să uit niciodată că ziua ta este de ziua păcălelilor. Este în regulă, sunt doar baloane. Magic Seal! Wow! Suzeta de aur! Este cea mai tare zi din viața mea! Ai vrut să zici cea mai bună glumă din viața ta? Crăciunul de vreme. În regulă.
regulă, fetelor. Mai sunt doar câteva zile până la Crăciun. Să ne grăbim! Avem multe fundițe de pus. Totul trebuie să fie perfect. Cum te descurci cu florile? Super! Știi cum să le legi cu două mâini? Sigur, privește! O să fii surprinsă! Taram! Oh! În regulă, continuă folosind doar o mână. Dar grăbește-te! Wow! O să arate superb! Mulțumesc! Mai avem multe de făcut! Dar nu uita scrisoarea pentru Crăciun! Mai târziu, mai târziu! Suntem foarte ocupate! Haide, Lia! Ne trebuiesc luminițe! Vin aici, Cani! Trebuie să vezi asta! Este un calendar magic! Fiecare căsuță este o zi cu un cadou magic înăuntru! Wow! Au mai rămas doar două căsuțe! Asta înseamnă... Mai sunt două zile până la Crăciun! Deci, trebuie să scriem scrisoarea acum! O să-i anunț și pe ceilalți! În sfârșit, ultima! Dacă ai terminat, ar trebui să mă ajuți cu globulețe. Vrei globulețe? Poftim! Oprește-te! Zăpada nu este globuleț. De ce ești tu șefa? Acum eu sunt șefa. Lia, pune niște zăpada pe coronițe. Hei! Mai sunt două zile până la Crăciun. Ați trimis scrisorile pentru cadouri? Foarte amuzant! Cadouri? Da! Wow! Am dormit două zile? Este Crăciunul! Petrecere la mine acasă! Da! Neața! Neața! Oh, nu! Nu este niciun cadou! Cu atâtea lucruri de făcut, am uitat scrisoarea! La fel și eu! Și eu! Dacă nu ne-am fi certat, am fi scris dorințele! Este cel mai urât Crăciun din viața mea! V-am spus când am trimis-o pe a mea, dar nu m-ați ascultat! Și deci, tu ai un cadou? Vreau să văd! Ce este? Nu-l puteți vedea! Este special! Oh! Special? Oricum, este foarte mic! Ha? Și nu este niciun cadou aici! De ce ești așa fericită când cadoul tău nu e aici? Este aici, dar nu-l puteți vedea! Am cerut să fim aici împreună, fără să ne certăm. Asta înseamnă Crăciun. Oh, ești cea mai bună prietenă din lume. Magic Cheers! Wow! Yay! Este minunat! Da! Da, dar totuși nu avem cadouri. Regulă. De unde aveți aceste cadouri? Ce? Serios? Ați deschis cele două căsuțe rămase în calendar? Deci, nu este azi Crăciunul. Este mâine! Și dacă este mâine, încă mai putem scrie dorințele. Yay! O să cer ce a cerut și Cani. Să fim mereu împreună. Și eu. Și eu! A? Oh, da! O să cer de asemenea să fim mereu împreună! O să facem multe lucruri împreună. O să vezi.
Ești foarte amuzantă. Vorbești cu o floare. Hei! Este foarte sensibilă. Te-a speriat, draga mea floricică? Te-a speriat, draga mea floricică? Mua, mua, mua. Ce se întâmplă? Dina mereu râde de mine. Mereu faci la fel. Toată ziua cu floricica ta. Recunoaște, nu poți trăi fără ea. Ei bine, ce spui de tine și de hornul tău? Sau de scut? Nu este la fel. Hornul meu este mai distractiv, iar scutul strălucește. Pot trăi foarte bine și fără ele. Nu ca tine și floarea ta. O, da, pot trăi fără floare și eu. Ok, ok, ok. De ce nu încercați asta? Acestea sunt regulile. Timp de o săptămână, Rizi și Didi vor păzi lucrurile pentru ca voi să stați fără ele. Cine rezistă mai mult, va câștiga! Dacă Rozi câștigă, îți dau balonașele mele. Îți dau covrigul meu dacă va câștiga Dina. Am o viziune. Câștigător va fi cel care nu pierde, iar cel care va pierde, nu va câștiga. Oh, ce tare! Asta a fost magie! Să înceapă concursul! Prima zi fără lucruri! Bună, copăcelule! Ce mai faci? Oh, floarea mea este mai prietenoasă. Uite, un tufiș. Tu ce mai faci? Este așa liniște aici. Bună, bună! Nici nu pot striga. Totul ar fi mult mai vesel cu hornul meu. Cum te descurci? Îți lipsesc lucrurile, nu-i așa? Mie chiar nu-mi lipsesc. Despre ce lucruri vorbești? Nici nu mi-amintesc de floare, horn sau altele. Oh, foarte bine! Continuă tot așa. De asemenea, Dina, mi-a făcut plăcere să te văd. Mă întreb ce face floarea mea. Mereu îi citeam povești la culcare. Dacă nu cânt un cântecel la horn, nu pot să adorm. Ziua 2 fără lucruri. Bună! Cum vă descurcați? Este foarte cald azi, nu? Bună! Ha? Dina, ce faci aici? Nimic! Mă plimbam și mi-am zis. Merg să văd ce fac Rizi și Didi. Da, și eu. Hei, vă supărați dacă îmi verific hornul? Oh, da, și eu vreau să verific. Nu poate rămâne așa. Nu mă interesează dacă pierd acest concurs. Îmi vreau floarea și cornițele luminoase. Îmi vreau hornul și scutul. Avem nevoie de un plan. Misiunea noastră este să ne furișăm în peșteră și să ne luăm lucrurile fără să fim văzute. Cum o să fac asta? O să mă îmbrac ca un băiat cu pizza și o să le duc lui Rizi și Didi o pizza gustoasă. Nu vor rezista. Între timp, tu te folosești de diversiune ca să deschizi cufărul și să iei lucrurile noastre magice. Este planul perfect! Wow, wow, wow! Ce? Este gol! Nu! Dați-mi floarea înapoi! Și pizza! Vreau lucrurile mele magice! Wow! Nu putem trăi fără ele! De fapt, semănăm foarte mult. Da, nu putem trăi fără lucrurile care ne fac fericite. Fantasy Magic Tears! Wow! Wow! Da! Din fericire, niciuna din ele nu a câștigat. Olimpiada Fantasy!
Și acum iată pe Dreamy, campioana jocurilor anterioare. Dreamy, Dreamy, împreună cu antrenoare ei haioasă, Tina. Ce trebuie să fac? Saltul steluței. Încă nu pot să-l fac corect. Haide, va fi foarte distractiv. A fost distractiv. Haide, încearcă din nou. Pun pariu că o să faci mai bine. Nu, nu o să câștig suzeta de diamant. Și tot se așteaptă să o fac. Ar trebui să te distrezi mai mult. Doar la asta te gândești, să te distrezi. Dacă nu te distrezi și nu te bucuri, nu o să câștigi niciodată. Doar încerc să te ajut. Dar nu mă ajuți. Și dacă este așa ușor, fă-o tu și câștigă. Urmează prima rundă. Saltul peste nori. Pe locuri, fiți gata. Ups, am uitat să menționez noul concurent. Vă rog aplauze pentru Dina. Bună, unde eram? Oh, da, start. Este foarte ușor. Au, au. Vezi, publicul adoră să se distreze. Incredibil! Dreamy a dobărât recordul! Vezi, este foarte distractiv. Mă poate ajuta cineva? Runda a doua! Aruncatul obiectelor surpriză! Ouch! Jenna, rândul tău! Super! Afară! Scorul este foarte strâns. Concurenții vor da totul pentru ultima rundă. Saltul ciupercă. Pe locuri, fiți gata, start! Ce s-a întâmplat? Să continuăm competiția. Este rândul bine. Ouch! Haide, ridică-te. Este distractiv. Ai trișat. Eu? Dar tu? Trișat la Olimpiada Fantasy? Imposibil! Câtă nerușinare! Vom face o altă rundă, unde nimeni nu poate trișa. Cine poate lua trofeul din Marele Copac fără să-și folosească puterile, câștigă! Aproape l-am prins! Ai grijă! Tu să ai grijă! Chiar mi-a lipsit să ne distrăm. Și mie. Competiția este obositoare. Am o idee. Atenție, toată lumea! Se pare că vrea să încerce saltul steluță. O poți face. De necrezut! Este cel mai haios sat pe care l-am văzut! Ura! Super! Fantasy Magic Team! Acesta este un final corect pentru Olimpiada Fantasy!
un tas curios pentru Cami. Cami! Cami! Unde ești? Bună! Mai speriant! La fel de fiecare dată. Îmi pare rău. Mă distrează fața ta. Ce s-a întâmplat? Nu o găsim pe Lady și Lulu este foarte tristă. Nu știm unde să o mai căutăm. Asta sună ca un caz pentru detectiva Cami. Pe aici, pe aici. Wow! Mă gândesc că este vata de zahăr chiar în fața casei lui Lady. Asta înseamnă un singur lucru, că Lady este în parc. Nu, Lucy! Vata, nori, este în muntele Fantasy. Să mergem! Inimă cu aripioare, vreau să merg în partea cealaltă. Un pas aici, unul acolo și portalul către Fantasy se va deschide. Este minunat! Trebuie să o căutăm pe Lady. Nu trebuie să atragem atenția. Hei, nu este corect. Nu știu cum să fac. Este lumea Fantasy. Poți face ce vrei. Au! Au! Îmi este foarte foame. Miroase ca cele din Valley. Cele din Valley sunt cele mai bune. Mă întreb dacă sunt la fel. Încerc eu una. Cea care miroase cel mai bine lipsește și trebuie să o prăjim. Valley? Gustat, prăjit, Lady! Au transformat-o pe Lady în vată de zahăr! Și o vor mânca! Trebuie să o găsim acum! Tortul va fi foarte gustos când vom adăuga smeură. Lady? Ești acolo? Lady? Ești acolo? Lady? Lady? Ești un copac? Lady, tu ești? Oh, nu! Spune-mi că nu ești Lady! Bună! Urât din partea lor! Poate Lady este în parc. Nu, Lucy, Lady este aici. Dar nu știu care parte din asta este Lady. Nu, vă rugăm! Nu ne transformați în vată de zahăr. Nu suntem gustoase. Despre ce vorbesc? Știm totul. Ați răpit-o pe Lady și ați transformat-o în vată de zahăr, ca să o puteți mânca. Chiar credeți că o să vă mâncăm? Păi, v-am auzit spunând că cele din Valley sunt mai gustoase și că vă lipsește cea care miroase cel mai bine. Vorbeam despre smeură. Nu există smeură mai bună ca cea din Valley. Noi credeam că mâncați bebeluși. Dar încă nu știm unde este Lady. Calmați-vă, avem noi soluția. Lady! Lady! Connie, ai văzut-o pe Lady? Lady! Lady! Lady, unde ești? Pot vedea doar niște pete roz pe casa ei. Da! De la vata de zahăr. Pun pariu pe suzeta mea că este în parc. Adoră să mănânce vata de zahăr când se dă în roata parcului. Uite-o! Acolo este. Știam eu. Am găsit-o, Lulu. Fantasy Magic Tears! Să mergem după ea. Wow, cerul este minunat. Este frustrant că Lulu nu este aici. Mereu se pierde. Cum se întâmplă asta? Lumea prietenii și-a vântului la magice. Cu aferis,
magică defectă. Oh, Dina, mereu faci glume. Globul tine este foarte drăguț. Asta înseamnă că vom avea o zi frumoasă. Aha, uite-te la asta. Avem o vizită cu ghid turistic. Vedeți, asta este un geyser. Trebuie să-l supraveghez în fiecare zi. De ce? Pentru că geyserul este conectat la fântâna Magic Tears. Dacă se întâmplă ceva cu geyserul, fântâna magică se va opri. Muntele Fantasy va dispărea. Vă puteți imagina? Wow! Ar fi o catastrofă. Ești foarte importantă. Știu, urmați-mă. Vă voi da autograf mai târziu. Albastru deschis cu albastru deschis și albastru închis. Înghețate sărate. Ha-ha, foarte amuzant. O să-ți bat recordul. 1, 2, 3. Atenție! Nu mai contează. O să-l curăț cu... Missy, super aspirator! Nu, Bruni! Aspiratorul este puternic! Mai știi data trecută? Relaxează-te! Am totul sub control! Nu! Uite ce ai făcut! Ar trebui să vă jucați în altă parte, ok? Așa este, jucați-vă cu mingiuța! Este ciudat, nu-i așa? Ok, să mergem să ne jucăm în altă parte. Ce s-a întâmplat? Fântâna nu mai funcționează. Globul meu! Se întâmplă ceva ciudat. Hei, priviți asta! Pare că fântâna este blocată. Poate o repar cu deget. Dar dacă era ceva serios, Dina ne anunța cu hornul ei. Atenție! Atenție! Se întâmplă ceva! Auci! Brațul meu... Este blocat! Bruni, ajutor! Ce-ați făcut? M-am blocat! Parcă cineva mă trage în partea cealaltă! Prim și Corni au blocat geyserul cu mingea! Ce? Iar ați stricat lucrurile? Și acum ce? Nu o putem lăsa pe Jessie așa. Știu, să transformăm fântâna în înghețată și să-i scoatem brațul. Bună idee! Da! Nu funcționează. Este bun așa. Sunt încă blocat aici. Oh, ok, să tragem mai tare. Am o idee. Stai, Bruni, nu pleca. A dispărut. Dar cel mai important este că ne-ai salvat. Priviți, totul revine la normal. Muntele Fantasy funcționează din nou. Casa mea. Mulțumesc, prieteni. Fantasy Magic Tears. Să sărbătorim finalul fericit cu înghețată. Delicios, da! Vedeți? Totul este ok aici. Este bine să supraveghez lucrurile. Wow, ești foarte tare!
voi. Fetelor, wow! Priviți ce nor ciudat am găsit. Nor ciudat de înghețată. Wow! Vreau să-l gust. Atenție, Bruni! Oh, tu nu poți înnota. Vin, vin! Rim! S-o prind timpul. Să pornim timpul. Ești foarte agilă. Mi-aș fi dorit și eu să fiu la fel. Bah, nu ai nevoie. Tu oprești timpul. Mi-aș fi dorit să fiu ca tine. Wow, ce-a fost asta? Norul se topește. Apropo, Tina spunea să nu ne jucăm cu norii. Au puteri magice. Da, poveștile tine. Noapte bună, Rim. Sper să visez în curcubeu trambulină. Aleiup! Nu este nimic ca patul meu. Bună dimineața, Bru! Rim, ha! Părul meu roz și vocea? Asta nu este casa mea! Asta nu sunt eu! Corpul meu s-a schimbat cu al lui Trini! Unde mi-e corpul? Este Bruni. Tina, este oribil. Eu sunt Bruni și eu sunt Dreamy. Nu este posibil. Cum ați schimbat corpurile? Și cum de nu am văzut? I-am spus ieri că vreau să fiu ca ea. Și eu ca ea. Doar spunând vreau să fiu ca tine? Ei bine, atunci vreau să fiu o pernă. Au înghețat un nor? V-am spus să nu vă jucați cu norii. Au puteri magice. O să investighez. Oh, și până atunci va trebui să trăim în corpul celuilalt. Bună. Poftim, Dreamy. Știu că-ți plac covrigii. Hei, nu. Dreamy sunt eu. Nu mă crezi? Uite-te la asta. Covrigi de înghețată. Mi-am pierdut și puterile de a face înghețată. Sunt ai mei. Deci, pot să fac singură? Oh, este una micuță. N-am nicio idee ce se întâmplă. Am oprit timpul pentru o secundă. Avem multe de învățat. Haide! Ha? Ce s-a întâmplat? Stai puțin. Și covrigii mei? Auci! 6, 7, 8, 9. Și 10. Te-am găsit. A fost foarte ușor. Bruni, ești bine? Nu sunt Bruni, sunt Dreamy. Și acest corp neîndemânatic este al lui Bruni. Corpul meu face asta? Wow, minunat! Obișnuiam să fac... Ador să fiu agilă! Hei, fetelor! Știu cum vă puteți recapăta corpurile. Trebuie să stați sub nor. Vă țineți de mână și spuneți: fiecare fantasy aparține corpului ei. Și așa trebuie să fie zilnic. Super! Vreau înapoi în corpul meu. Dar îmi pare rău, Dream. Nu vreau să fiu nepricepută iarăși. Bruni, stai! Trebuie să vorbesc cu tine. Auci! Au! Wow, aproape ai căzut. Poftim, niște înghețată. Te face să te simți mai bine. Te rog, Bruni, dă-mi corpul înapoi. Ok, o să ți-l dau înapoi. Sunt obișnuită să fiu nepricepută. Iartă-mă că am fost egoistă. Îmi place așa cum ești. Cea mai bună prietenă din lume. Fiecare fantasy aparține corpului ei. Și așa trebuie să fie zilnic. Wow! Chiar sunt eu. Mi-ai lipsit foarte mult și mie.